Cunoscutul cântăreț Florin de Cuseară se află de ieri în terapie intensivă. Artistul ar fi fost victima unui accident de muncă ce a avut loc la centrala nucleară Cernavodă. Martorii spun că ar fi căzut de la peste 10 metri înălțime. Un echipaj de la ambulanță a intervenit de urgență și l-a transportat la spitalul din Cernavodă. Ulterior, artistul a fost transferat cu elicopterul Smur la spitalul județean Constanța. Când a fost preluat de medici, avea mai multe fracturi la cap și pe corp și se afla în stop cardiorespirator. A fost resuscitat circa 5 15 minute și apoi transportat cu elicopterul la Spitalul Județean Constanța, fiind intubat și ventilat mecanic. La Spitalul Județean a fost internat direct pe secția de anestezie terapie intensivă. Medicii spun că starea sa este critică și sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Florin de Cusere lucrează ca tehnician la centrala nucleară de la Cernavodă. Se urcase pe o schelă atunci când a căzut în gol. Compania la care este angajat bărbatul face acum anchetă pentru a lămuri cum s-a petrecut accidentul.